Cei mai mulți dintre studenții la medicină din toată țara s-au vaccinat deja anticovid. Au făcut-o fără emoții, din dorința de a-i proteja pe cei dragi și mai ales pe pacienții cu care lucrează. Văd și ei tot acest proces drept un prim pas către revenirea la normalitate și speră că mulți le vor lua exemplul. La Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, aproape 90% dintre studenți s-au vaccinat deja. Printre cei peste 4.000 de tineri care au făcut prima doză, se numără și Gabriel Urs. Este în anul 4 și vrea să devină chirurg. Este siguranța personală și a celor din jurul meu. Al doilea motiv este că îmi doresc ca să ne întoarcem la facultate, îmi doresc să pot să merg pe secție, îmi doresc să-mi revăd colegii. Și acest lucru va fi posibil în cele mai sigure condiții, doar dacă o să ne vaccinăm. Iar al treilea motiv este că, până la urmă, probabil toți își doresc această pandemie să ajungă la un bun sfârșit. Roland este anul 6 la medicină generală. Abia așteaptă să fie din nou aproape de pacienți, așa că s-a vaccinat, ca să-i protejeze și pe ei. M-am vaccinat fără nicio problemă și apoi am stat 15 minute acel interval de siguranță. Ca și efecte adverse, pot să spun că, în afară de un ușor disconfort la o zi după, în locul vaccinării, n-am avut absolut niciun efect advers. Peste 2500 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași s-au înscris pe platforma de vaccinare. Alexandra este în anul 4 și a intrat printre primii. Sunt conștientă de eficiența și de siguranța acestui vaccin. Știu că, deși a apărut repede, nu a omis nicio etapă din tot procedeul de verificare a acestuia. Am încredere că ne va salva și, de asemenea, consider că actul de vaccinare reprezintă un act de solidaritate pentru comunitatea în care trăim. În cele mai multe orașe din țară, procentul studenților la medicină vaccinați este covârșitor, peste 90%. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.